Salutare, bine ai venit pe canalul Aici MD. Astăzi o să vorbim despre bani. Ți-ai pus întrebarea vreodată care este diferența dintre un om bogat și altul sărac? De ce bogații devin tot mai bogați, iar săracii din ce în ce mai săraci? Sau cum îmi pot schimba gândirea pentru a-mi putea permite orice, chiar orice în această viață? Dacă ți-ai pus asemenea întrebări, urmărește până la final acest videoclip. Educația financiară este bazată pe un set de competențe și cunoștințe care permite unei persoane să ia decizii eficiente și bazate pe informații în privința resurselor financiare. Ce sunt activele și pasivele? Activele sunt cele ce îți aduc bani în buzunar, iar pasivele îți scot banii din buzunar. Iată patru modele de active. Imobiliarele, acțiuni de la bursă, propria companie sau banii din vânzări și chirie. Alte modele de pasive, poftim, casa, mașina, hainele și accesoriile, de asemenea și creditele. Acum că ai aflat principalul secret, singur decizi cum îți gestionezi banii. Deci, în concluzie, ați înțeles că bogații devin tot mai bogați pentru că cumpără active, iar săracii procură pasive. Vă mulțumesc că ați vizionat acest filmuleț, rețineți comparații active. Până data viitoare, vă salut!